la tine. Începe Gheorghe. Ca Gheorghe. Coblin. Sofțorin. Săcară Constantin. Ușor Ioan. Voicu Florin. Prezent. Voicu Petre Adrian. Prezent. Domnul Dorabe, cum faci aici? Spărim și noi mai mulți, veniți cu noi. El e ca timid, domnul doctor. Eu, doamne, e ca cât consideri să prezenți? Păi mai suntem, mulți și Jean, bine și Jean. Dar Jean oricum el nu are treabă. A? Jean nu are treabă. Suntem 11. E bine, ca să putem să votăm bugetul, trebuie cu două treimi, știți foarte bine. Dar suntem 11, domnule. E regulat. Artan, atâta lipsește. Artan, lipsește și Răuțoiu. Răuțoiul i-a vizut favorabil. Da, el a zis de ieri că a venit. Și eu Adrian, oricum ești la el favorabil, dar... Da, nu-i, nu-i. Nu este. Da. Deci... Nu? Da. Da. Deci, ați fost convocați astăzi în ședința Consiliului Local, unde propunem următoarea ordine de zi. 1. Raport anual al primarului privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Coțofănești în anul 2022. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind obiectivele de dezvoltare economică, socială și de mediu a Comunei Coțofănești pe anul 2023. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2023-2024. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de gospodărire și înfrumusețare a comunei pentru anul 2023. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubritate pentru anul 2023. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul 4 2022. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local în cursul anului 2023. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și 9 probleme diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Da. Mulțumesc. Împotrivă și la cineva nu. Deci, în unanimitate, putem trece la punctul 1 al ordinei de zi. Raport. Da. O să citesc eu 4, dar nu vom trebuie citi tot, că durează dacă... Da, bună ziua și bine ne revedem, domnul consilier. Este prima ședință și ordinară și extraordinară, dar este ordinară din anul 2023. Ce să vă spun? Vă spun la mulți ani, un an cu bucurii, cu sănătate, cu liniște, că e foarte important, și cu norocire, e foarte important. Și să dea Dumnezeu să avem o colaborare și o conlucrare foarte bună, constructivă, pozitivă, ca să putem să realizăm lucrurile pe care o să vi le prezint în materialul care va urma. Acest raport al primarului, după cum bine știți, este un raport ștufos în care este cuprinsă toată activitatea UAT-ului Coțofănești în speță primaria Comunei Coțofănești, pe toate cele compartimentele, componente ale primăriei Comunei Coțofănești. Deci începând de la compartimentul de secretariat și până la compartimentul de urbanism, impozite și taxe locale, agricultură, investiții, protecție socială, impozite și taxe, registrul agricol și așa mai departe, nu mai enumăr. Eu nu o să citesc tot materialul, pentru că durează foarte mult. Am început și ședința puțin mai târziu, datorită faptului că de-abia acum 5 minute ne-au venit cifrele pentru buget, de la bugetul, de la Consiliul Județean și a trebuit să, chiar acum, înainte de a intra în ședință cu dumneavoastră, a trebuit să le așezăm, le-am așezat pe celelalte cifre pe care le aveam de la administrația financiară și din taxele și impozitele locale. Și nu avem componenta din buget în ceea ce privește suma care ne-a fost repartizată de la Consiliul Județean. Dar despre toate astea vom vorbi la timpul potrivit, pentru că va veni și cu buget. Repris bugetul acolo, nu? Da, da. Bugetul. Când o să vină doamna contabilă, că acum finalizează, ca să zic așa,
materialul pentru buget, noile cifre venite, o să vă povestesc mai multe. De aceea nu o să vă citesc întreg raportul, pentru că dumneavoastră o parte l-ați primit. Chiar dacă nu l-ați primit, știți din anii anteriori, toți cei prezenți de aici sunteți consilieri cu vechi state de servicii, puțin care sunteți la primul mandat, adică doi băieți cu primul mandat, în rest toată lumea cu trei, cu patru mandate, cu două mandate și așa mai departe, chiar și cu șase mandate, și știți despre ce este vorba. Așezarea geografică a comunei este în același loc, aceleași drumuri străbate și naționale și comunale și județene și așa mai departe, aceeași agenții economici, chiar nu avem schimbări deocamdată de agenții economici, avem tendințe de a se schimba componența, adică de a se multiplica numărul agenților economici, ca să zic așa. Și prin urmare nu o să vă mai prezint acest lucru, doar o să vă prezint raportul privind gospodărirea Comunei Coțofănești pe anul 2022. Că acolo sunt lucruri care s-au realizat și pe care dumneavoastră nu că nu le-a ști, le știți, dar eu vi le reamintesc. Și o să dau citire. Raport privind activitatea de gospodărire, investiții și achiziții pe anul 2022. În anul 2022, din bugetul alocat Comunei Coțofănești prin administrarea acestuia, cu răspundere și eficiență de către executivul Comunei Coțofănești, chiar dacă el a fost un an cu inflație foarte mare, s-a reușit achitarea tuturor categoriilor de cheltuieli necesare a fi efectuate pentru desfășurarea activității instituțiilor de pe teritoriul comunei, a asigurării întreținerii obiectivului existente și a implementării proiectelor de dezvoltare locale, asigurându-se achiziția de bunuri, servicii și lucrări necesare pentru întreținerea și repararea bunurilor din comun, asigurarea funcționării în condiții optime a instituțiilor, asigurarea tuturor serviciilor noastre, continuarea investițiilor începute și demararea altora noi, plata salariilor și indemnizațiilor, plata taxelor, cotizațiilor, etc. Fondurile din încasări proprii au crescut ca urmare a măririi gradului de colectare a amenzilor, taxelor și impozitor și sperăm ca și pe viitor ele să mai crească. Conducerea comune a reușit să rezolve majoritatea problemelor evidente pe teritoriul comune și să nu rămână cu datorii și să pună în practică mare parte din proiectele avute pentru anul 2022 în instituțiile și pe teritoriul comunei. Acum vom prezenta instituțiile publice perind cu investițiile, dotări și necesități. La primăria Coțofănești, este un spațiu modernizat, estetic, plăcut atât în interior cât și exterior, beneficiind tot ceea ce este necesar în care activitatea se desfășoară în cele mai bune condiții, dotată cu sistem video supraveghere și centrală de alarmare pentru încălzirea primăriei și biroul de taxe și impozite locale, cu o centrală termică relativ nouă, fiabilă, ce asigură energia termică pentru clădirea primăriei și domeniul cultural. Anul trecut s-au efectuat lucrări de reparație curente și igienizarea sediului primăriei, ce a costat în înlocuire parchet laminat în toate birourile și în sala ședințe, zugrăvile interioare, pereți și tavane în toată instituția și înlocuirea tavan casetat pe holuri și une a mai fost degradat. Ulterior s-a achiziționat câteva dulapuri și suspendate pentru depozitarea documentelor și scaune scuzați. Nu pot vorbi, sunt în președință. Dulapuri și suspendate pentru depozitarea documentelor și scaune pentru instituție primăriei și și căminul cultural. Se dorește achiziționarea unui autoturism nou, deoarece cele primite din donații încep să aibă probleme cu timp, înfrântare și necesită servicii specializați și implică fonduri din ce în ce mai mari pentru întreținere. La momentul actual, instituția are un număr suficient de autoturisme pentru a asigura desfășurarea activității zilnice în bune condiții pentru poliția locală, pentru domnii primari și viceprimari, pentru asigurarea deplasărilor cu documente, acte, proiecte, etc. ale tuturor compartimentelor din primărie, la Bacău și în alte localități.
pentru buna desfășurare a activității instituției acționale consumabile necesare, hârtie, dosare, plicuri, etc., materiale de curățenie și combustibile pentru mașinile din dotare, bulbui, scavatori și alte echipamente de gospodărie. S-au achitat prestările de servicii, telefonie, internet, asistență, software, întreținere, echipamente, etc. La sfârșitul anului se acționa două computere pentru angajații primăriei și un server performant, deoarece cel vechi va fi folosit pentru funcționarea platformei e-ghișeu.ro, prin care cetățenii comune vor putea efectua plata taxelor și impozitelor online, nemai fiind necesară deplasarea la sediul primăriei. Angajaților primăriei le-a fost asigurată plata salariului și indemnizațiilor, au fost alocate, acordate câteva ajutoare de urgență cetățenilor nevoiași ai comunei în condițiile legii la sfârșitul anului trecut, deoarece a trecut perioada de pandemie, a fost organizată într-un cadru frumos organizat festivitatea de felicitare și premiere a cuplurilor din comună care au împlinit 50 de ani de la încheierea căsătoriei. Poliția locală, ce are un efectiv de 4 angajați, a asigurat împreună cu Poliția Națională, prin patrulările efectuate, au încercat să stopeze furturile și alte abateri de la legislație ce se comit în comună. Pentru prevenirea și stingerea incendiilor s-a verificat și reîncărcat stingătoarele, s-au verificat hidranții din comună și s-au achiziționat câteva materiale necesare de desfășurarea activității specifice. Anul trecut s-au montat camerele de supraveghere a parcului comunal Coțocănești, deoarece de multe ori am găsit mobilierul din parc degradat și a trebuit reparat. S-au furat arbuștul ornamental și a trebuit plantat țarce. În felul acesta, putând urmări cetățenii care comit astfel de fapte pentru a putea fi trași la răspundere. În exteriorul primăriei s-au reparat întreținuri și de făcut acolo unde a fost cazul, băncile, gardurile și diversele stațiile de autobuz, diversele leagă din parc comunal. S-a achiziționat primăvară și toamnă flori și chivece cu flori pentru frumusețare. S-a făcut curățenie de primăvară. Iar pe parcursul anului, ori de câte ori a fost nevoie, s-a întreținut curățenia exterioară prin văduit, cosit, tund delegat, viu, măturat, igienizat și orice a fost nevoie, pentru un aspect plăcut și curat al împrejurimii instituției. Anul acesta semnăm și implementăm un contract de finanțare din fonduri europene pentru modernizarea parcului comunal din satul Coțocănești, prin care se vor reface aleile, vor fi montate mai multe echipamente de joacă, bănci și coșuri de gunoi. S-a achiziționat lemn de foc pentru centrala termică, gata, tăiat și împaletat și s-a trimis lemn de foc către câțiva cetățeni nevoiați ai comune și biserici. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă s-a realizat un frumos și minunat festival comunei și de care ne-am bucurat cu toții și s-au trimis felicitări cetățenilor comuni. Școlile din comun. Școlile au o personalitate juridică cu contabilitate proprie și își administrează singure bugetul alocat de guvern pentru bunuri, servicii, salarii. Prin Consiliul Local se derulează doar investițiile mari. Anul trecut, Compania Națională de Investiții a acceptat proiectul reabilitare corpurile B și C de la școala gimnazială Coțofănești și vor fi introduse pe lista investițiilor CNI cu finanțare guvernamentală și cu finanțare la bugetul local. Deci e vorba de cele două corpuri de aici, nu de cele două școli, nu de Bâlca și, și Borșani. Alea deja am prins finanțare pentru anvelopare. Anul trecut s-au depus cele de finanțare și au fost deja aprobate pentru aici, renovare energetică a școlilor din satele Bâlca și Borșani, investiții ce vor fi finanțate din fondul european, programul de redresare și reziliență, PNRR-ul, urmează semnând contractul de finanțare. Deci suntem pe ultima sută de metri, semnând contractul de finanțare, posibil până în prima decadă a lunii februarie. În satul Bârca, în 2020, s-a reabilitat în descurs, pe lângă grăința nouă, lucrări ce au constat în prelungirea stâlpilor de țeavă existentă, sudat, montat, orizontal și contrafiție, execuție, socul, gard de beton, armat, execuție și montat, porți de acces, acces vopsitorii și achiziție și montat, porți de hamă. Școala din satul Tămășoara, anul trecut, a fost renovată complet interior, exterior,
înveritoare lucrări ce au constat în locuirea, înveritoare locuire, elemente deteriorate la șarpantă și în asterială, achiziții, montaj, gheaburi și burlane la interior, reparații în stare electrică, în locuire, pardoseală, linoleum, înlocuire, tavane de gips, carton de structură, de lemn izolat, cu vată minerală, reparații la pereți, lătuire și lătuire la tavane, vopsitorii zugrăvii de la pereți și tavane, iar la exterior, termosistem la socul și pereți și pereți. Vopsitorii la sfreașini și elemente de lemn. Bun, tencuiala decorativă exterioară. S-a refăcut și gardul lateral cu socul de beton, țef și tablă, celul despre vecinul de despre Ariton Tița. Tot în satul Tămășa este necesară construirea unei grădinițe, vom întocmi proiect și vom accesa fonduri cu europene sau guvernamentale. S-au montat, monitorizat activitatea fursoare la școlile comunei, dacă în timpul vacanței de vară s-au făcut toate reparații, iar în timpul vacanței de vară s-au făcut toate reparații curente, s-au igienizat toate sălile de clasă, holurile, dacă s-au verificat separat unde a fost cazul, coșurile de fum și gheaburile, grupurile sanitare și magazine de lemn, s-a întreținut curățenia exterioară prin cosit, tundere, gardiul, măturat, etc. S-a asigurat pe tot parcursul anului trecut transportul școlar al elevilor între localitățile comune, dispunând la ora actuală de două microbuze și s-a decontat de către primărie naveta cadrelor didactice. E vorba de acele abonamente. S-a monitorizat asigurarea aprovizionării cu lemne pentru încălzirea și tuturor școlilor și am acordat sprijin și ajutor ori de câte ori au fost solicitați de director, între noi existând o bună colaborare și cooperare. Anul acesta vrem să recondiționăm fațada școlii Coțofănești, a cărei tencuială decorativă s-a decolorat în decursul anilor. De fapt, e vorba de toate cele trei corpuri de școală. Cămine culturale și lăcașele de cult, cămine culturale număr de 4, în toate satele componente, iar în decursul anului 2022 s-a făcut niște parați, unde a fost nevoie, s-a făcut curățenie în curțile interioare și reparat gardul. Cămine culturale Coțofănești este renovat în totalitate. Momentan nu mai necesită noi intervenții, dar nici lucrări de întreținere. În acest cămin avem să introducem aer condiționat care să asigure un aer respirabil cu ocazia evenimentului și desfășurarea în acest spațiu. Pentru cămine culturale în satul Bălcave vrem să identificăm fonduri europene sau guvernamentale pentru consolidare, renovare și dotare acestuia. Cămine culturale Borșan este renovat complex și nu mai necesită investiții imediate, cu excepția pe care o spun eu, decât în fosta grădiniță, care transformăm în bucătărie și hol de primire. Holul și bucătăria. A scăpat foarte de aici. Pentru Căminul Cultural în satul Bâlca, așa, pardon, Biblioteca Gheorghe Safta Dumitrescu, Coțofănești dispune de cărți de diverse domenii pe care cetățenii le pot împrumuta și a beneficiat de programul Biblionet, ce permite accesul public la informații în internet. Cetățenii comunei pot utiliza gratuit computerile primite pentru acces la internet prin intermediul care se caută informația necesară să se informeze sau să vorbească cu rudele plecate din localitate. La bisericile din satele comunică ce în interior s-au alocat fonduri pentru renovarea acestora, caselor prastincale, modernizarea încălzirii termice și în acest moment dorim să mai facem case mortuare unde pot fi ținute persoane decedate. Anul trecut, din fonduri de la bugetul local, am renovat totalitate casa parohială în satul Coțofănești, lucrări ce au costat în desfacerea fundației și alei, subzidărie și turnare alei, desfacere, dușumele, ușă ferestre, turnare beton armat și polistiren la pardosel, termosistem exterior înlocuit, ușă ferestre înlocuire, instalații electrică și termice. Tot anul trecut la Biserica Pentecostală în statul Tămășa s-a executat cu fonduri din bugetul local încălzirea centrală cu cazan de lemne, calorifere și coș de fum. Anul acesta vom monta o centrală cu pereți la Biserica din satul Bârga, ce va asigura încălzirea casei praznicale și începerea renovării casei parohiale din satul Borșan și avem în vedere construirea de case mortoare la bisericile comunale de Dobrești.
pentru drumurile comunale. După cum știți, drumul principal de comună este asfaltate. Anul acesta vom finaliza drumul din satul Tămășoaia. De fapt, este finalizat. E vorba numai de rigoare, cel mai bar. Mărunțișuri. Mai este puțin de lucru la niște șanțuri și accese. Anul a trecut, s-a obținut la Ministeri valoare o finanțări ce trebuia suportată în bugetul local și care era foarte mare, de 13 miliarde de lei vechi, semnându-se astfel act adițional cum mere PDA, Ministerul Lucrărilor Publice de Dezvoltări. Așa, deci ni s-au dat acei bani care 13 miliarde, pe care tot îi pomeneam noi, cu acea modificare de preț la ordonanța 14 cu materiale de construcție. Am făcut un lucru extraordinar, adică guvernul a venit cu lucru extraordinar, ni s-au dat acei bani de 13 miliarde, au fost destul de mare și, dacă vreți, destul de costisitoare pentru un buget local, mai ales de cel de dimensiunea primării Coțovane, sau știu, la dimensiunea primării. Pentru drumurile locale neasfaltate comună, în cadrul programului de investiții Angel Salini, vechiul PNDL, PNDL 1, PNDL 2, am depus cerere de finanțare și am primit cam 40% din suma necesară, respectiv 11 milioane de lei vechi, noi, pardon. Acum vom modifica proiectul pentru a ne încadra în suma repartizată și a evita străzile pe care va trece canalizarea, condiții ce a fost impusă prin program. Toate aceste investiții vor necesita și cofinanțare din cadrul bugetului local. Ceea ce vă spuneam și v-am spus în ședințele anterioare, n-ai voie să vii cu asfaltare pe drumuri acolo unde nu ai canalizare. Am găsit soluția, v-am expus-o, o să vă mai expun dacă este nevoie ce soluție am găsit ca să nu avem probleme. Odată cu finalizarea drumurilor de măsoare și a drumului local în celelalte state componente, putem să afirmăm și am reușit să asfaltăm toată comuna. Deci toată comuna este asfaltată cu excepția acestor străzi și străduțe mici. Adiacente, sau străzi adiacente, cum veți numiți. La podurile și podețele în comună s-au efectuat lucrări de întreținere și mici reparații în decursul anului 22 pe drumul încă neasfaltat în comună, acolo unde a fost necesar, balastrat, s-a finisat cu autograder, lucrare necesară în urma iernii și a plărilor din anul anterior. În satul Coțovănești, în cartierul Rom, pentru asigurarea scurgerii apelor, s-a realizat un șanț betonat cu secțiuni diferite, s-a montat rigole diverse forme, s-a asigurat accesul la gospodării prin realizarea de podețe. Intenționăm realizarea unui pod de beton armat ce va face legătura între țatul ubicat în intrarea la Rom, pe partea cealaltă, în partea de despre pădure. Era monte pe cursul râului Bârca. În ceea ce privește circulația pe drumul public în condiții de iarnă, putem spune că s-a desfășurat în condiții optime, cum de altfel s-a întâmplat și acum cu această zăpadă. Nu am avut greutăți, sau cel puțin dacă a fost de scurtă durată, de jumătate de oră, de 10 minute, dar am intervenit imediat și s-a putut mișca toată lumea cu toate mijloacele de transport, fie auto, fie căruță, fie bicicletă, fie piciorul și așa mai departe. În ceea ce privește rugarea pe dumneavoastră, în condiții de iarnă, putem spune că s-a desfășurat în condiții optime, doar ce s-a asigurat din timp materialul antiderapant, ceea ce ați văzut că am și dat pe drumuri, acolo unde a fost nevoie și necesar, că nu dai așa pe drum plat, te-a putut să dai, că nu-i DNA asta, dai atunci când e poleiul mare, da, când e poleiul mare. Și avem un contract cu o firmă de zeprățire, ce a intervenit pe drumurile când pe drumuri când a fost nevoie, când a fost necesar și care va mai interveni dacă va mai fi nevoie. Iluminatul și public salubrizarea, pe parcursul anului 2022 s-a urmărit înlocuirea
lămpilor arse de la iluminatul public cu unde economice, astfel încât toate străzile și străduri din satele componente ale comunității să fie iluminate corespunzător și să se circule în siguranță pe drumurile publice, iar în timp să reducem consumul de energie electrică. În perioada sărbătorilor de iarnă s-a realizat iluminatul festival comunii, iar comuna a avut un aspect plăcut de sărbătoare. Anul trecut s-a semnat cu Agenția Fondului pentru Mediu. Mediu și anul acesta se va implementa proiectul pentru modernizarea iluminatului public. Ceea ce spuneam mai înainte și în ședințele anterioare, iluminatul public în comună se va consta în montarea 350 de lămpi inteligente, adică economice, cu mai multe tipuri de senzori ce pot fi acționate de la distanță, înlăturând consumul de energie electrică în exces, ce se va efectua în diminuarea costurilor cu iluminatul public și acest proiect va necesita cofinanțare locală. Atunci continuăm și noi. Deci ceea ce se mai vede, uneori mai vedeți un bec aprins la ora 8, ori s-a defectat camerele care, celula aia fotoelectrică, care când vine luminositate mai mare ar trebui să stingă, când se face întuneric ar trebui să aprindă, se mai defectează și alea, că și alea fac parte din cotidian, ca să zic așa, și se pot defecta. S-a verificat funcționarea sirenei de comună și devine necesară achiziția unei sirene noi, performante pentru an. A anunțarea și alarmarea locuitorilor în caz de pericole, calamități, dezastre, etc. E un accent deosebit pe această temă, se pune, pentru că vedeți conjuntura europeană și mondială, că, mai mult europeană să zic, în care avem destule evenimente neplăcute aici, în coasta noastră, ca să zic așa. Pentru colectarea deșeurilor avem încheiat contract în cadrul ADIS cu firma Rompres, care în fiecare joi ridică un noi manager, dar au mai cetățenii comunei Băcu. Va continua colectarea selectivă și deșeurilor cetățenii comune privind sarci de colectare selectivă, în care pun deșeurile din plastic, hârtie și doze de sarci, care se ridică în ultima joi din fiecare lună. În diferite puncte din comună s-au montat și containere mari pentru colectarea selectivă, unde cetățenul produce singur deșeurile segmentare. Taxa de salubritate pentru ridicarea gunoiului, deși are un cuantum mai ridicat, a fost în mare parte achitată de cetățenii comune, ea fiind suplimentată și cu sume de la bugetul local pentru sortarea selectivă a deșeurilor. Alimentare cu apă și canalizare cu așa. Sistemul de alimentare cu apă din satul Borșan este predat spre compania regională de apă Bacău, care asigură bună funcționare a acestuia și încasează contravaloarea apei furnizate de la anul trecut. Sistemul alimentare cu apă a localității Cocioane și Bârca a fost reabilitat și verificat în totalitate cu o firmă specializată, începând cu denisiparea puțurilor și achiziții de pompe noi, apoi lucrări de reparații, înlocuire piese defecte și instalații hidraulice și automatizări la puțurile F2 și F3, aducțiune, distribuție, rezervoare, magazinare și grupe de pompare, precum și instalația de clorinare. Cum bine vă aduceți aminte, că ultima perioadă de timp nu am mai avut probleme cu sistemul, cu alimentare cu apă, cu apă la gospodării, cu excepția că au fost mici intervenții și atunci a fost pe segmente mici. Deci nu a fost pe toate. Deci chiar funcționează foarte bine, ceea ce ne bucură. Ulterior, realizarea sistemului s-a semnat un contract de mentenanță cu această firmă, pentru că o firmă foarte serioasă, specializată până la finalizarea procedurii de preluare către compania de apă SC CRAB S.A. Bacău, care anul ăsta au fost, deja am avut un grup de lucru de la CRAB, de la Bacău, săptămâna trecută, și din discuție cu delegația care a venit la CRAB, număr de vreo 6 persoane, a rămas ca anul ăsta până undeva în noiembrie, octombrie, noiembrie, să predăm sistemul de apă. Nu că mi-aș dori, pentru că acum știți foarte bine, sunt avantaje și dezavantaje.
Avantajul nostru, sau al meu ca primar, sau a UAT-ului, este că nu mai avem dureri de cap noi când se întâmplă avarii, cu pompere, cu traseu, cu partea electrică, automatizarea și așa mai departe. Plus de așa, pentru curățate acele bazine care sunt mare, implică multe și multe lucruri. Ușoara spune apă, trebuie probele de apă duse, vezi dacă corectăm parametrii. Cine, numai cine nu a lucrat, nu știe. Pentru noi este, ne derobează de anumite sarcini, adică o sarcină destul de grea și responsabilă. Pentru că dacă Domnul Ferice se îmbolnăvește în urma consumării de apă care nu e conformă, dai cu subsemnatul, de nu te vezi. Te duci și mai rău de atât. Dar pe de altă parte, și ceea ce mi-e dureros, că prețul nu va mai fi același care îl lua primarea cu Cuțuvănesc. Prețul va fi mult mai mare. Dar vrem, nu vrem, deci acest sistem de apă va trebui să funcționeze. Noi am ținut cât am putut. Eu, dacă se mai poate ține, voi căuta să țin și anul ăsta de iar. Vrem, nu vrem, trebuie să predăm un sistem centralizat. Astea sunt directivele europene, astea sunt directivele naționale, subordonate directivelor europene și n-ai ce face. Asta e treaba. Da, o să mai vedem. Aici o să mai e loc de discuție. Noi mai asigurăm doar culorul necesar pentru dezinfecția apei furnizate cetățenilor și obținem și renunțăm toate autorizațiile necesare. Tot anul trecut s-a realizat, acum am înțeles că nu avem contract cu acea firmă pe care noi o plătim. Dar ei răspunde totdeauna de friciun, noi numai umblăm la partea de clorinare, la partea de tratare, ca să zic așa. De anul trecut s-a realizat un pus forat împrejmuit pentru asigurarea alimentării cu apă în condiții de continuitate în satul Tămășoaia. S-a realizat aducțiunea la rezervor, automatizarea răpușului rezervor și alimentare cu energie electrică. Care vreau să spun că funcționează în mod extraordinar, neașteptat de bine. Chiar nu mă așteptam, deci nu avem absolut niciun problem. Iar cea mai bună apă cu cei mai buni parametri, nu că la asta, la Cuțuvănești, ai la Borșan, Bârca și Borșan ar fi bună. Cea mai bună apă, din probele de laborator, este apa la Tămășoaia. Are cei mai buni parametri. Și bacteriologi, și chimici, și nu știu de care. Nu are calciu, nu are... Nu, este cea mai bună apă. Calcar. În anul 2023, ce Crăbacoa a promis că va începe realizarea canalizării în satul, vechea poveste, satul Cuțuvănești, Bârca de Borșan, investiție ce va necesita cu o finanțare anuală din bugetul local, amplasamentul viitoare stații de pură, fiind achiziționat din anii anterior, care îl avem aici tot drumul spre Balasieră, lângă capătul alunilor domnului Ligore, cei de la vară. Deoarece stâmna scumpirea continuă a lemnului de foc, o investiție pe care ne dorim foarte mult să o finalizăm, este alimentarea cu gaze naturale comune. Anul trecut s-au finalizat toate achizițiile, este aproape finalizat CTH-ul, am obținut toate acordurile, autorizațiile și avizele necesare. Avem o problemă tehnică în discuție cu Ministerul și dacă se va rezolva, vom obține autorizația de construire și va începe efectiv execuția investiției. S-a aprobat ordonanța cu decontarea TVA-ului pentru această investiție, deci nu va fi un efort foarte mare să suportăm cu finanțarea și lucrările suplimentare în bugetul local. Ceea ce vă spuneam în dumneavoastră, că TVA-ul era foarte mare, la o investiție așa de mare, TVA-ul era, vă spusesem, nu știu de cât era, 40 de miliarde sau 4 miliarde, ceva de genul. Așa. Deci s-a rezolvat, va fi suportat și iar contribuția noastră va fi foarte mică din bugetul local, e vorba de undeva vreo 5%, și partea cheltuielor neeligibile, adică ne prizăm contract. Dar trebuie că mergem săptămâna viitoare, vom avea o videoconferință cu Ministerul Dezvoltării, în care vom pune și problemele astea pe care le avem pe tapet și în rest noi suntem gata. PTH-ul este gata, avizele sunt gata, e tot în regulă. Numai avem câteva lucruri de pus la punct în ceea ce privește branșarea gospodăriilor. Și vă rog și dumneavoastră și eu cel puțin
pentru faptul că mă întâlnesc toată ziua cu aceste probleme, este problema încheierii contractelor de distribuție sau de distribuire, cum vreți, a gazului către gospodării. Majoritatea, foarte multe gospodării, au murit titulare de proprietate, de casă, de imobile. Sunt doi, trei, aia nu-i dezbătută moștenirea. Ăștia nu mai fac acum contract cu unul din moștenitori. Vreau să facă cu moștenitor, cu cel care este proprietar de drept. De drept ce înseamnă? Cu acte legale, prin notariat, după dezbatere de moștenire, sau prin, i-a dat taxul lui prin, prin donații, prin act de vânzare, cumpărare și așa mai departe. Ei, aceeași trebuie și cu EON acum, sau Enel, sau Dergaz Grid. Ăștia nu mai fac contract acum. Până nu ia autorizația de construire, până nu vede că e pe numele tău, nu prea mai face contracte. Deși costă foarte mult, enorm de mult, dar nu mai face contracte. Aici ne izbim noi de această problemă, iar noi ne-am luat angajamentul că branșăm 1000 de, că se vor branșa, nu că branșăm, că se vor branșa, 1000 de gospodării. Dar în condițiile astea nu prea mai garantez decât vreo 60%. Deci e lucru pe care eu vreau să-l spun acolo secretarul de stat la Ministerul Dezvoltării, că e o problemă care nu la nivelul Comunii Coțăune, este o problemă națională, pe țară. Și trebuie să facă ceva cu oamenii. Ori vor face contract cu unii din moștenitori legali, ceilalți să dea, ceilalți comoștenitori să dea declarație că sunt de acord, trebuie găsit o soluție. Că altă ieșire de aici nu văd. Nu văd. Pentru că sunt foarte multe lucruri. E și la iluminate probleme, dar aici la gaze, Doamne ferește de o defecțiune. Aici urmările pot fi catastrofale. Nu că la energie n-ar putea fi, dar la gaze mai urât. Și poate fi catastrofale pentru tine și pentru vecinii și pentru încă 4-5 clienti. Și de asta spune, ei vor să aibă puțin trage la răspundere. Să aibă un țapi spășitor sau un om responsabil cu acte. Da, în sfârșit. Activitatea pășunat și valorificare în materia lui pe izlazul comunal. Comuna Coțăvănești deține o suprafață de 560 hectare izlaz comunal, stabilită în urma inventarierii terenurilor comunale. Din această, după realizarea cadastrului pășunului și amplasamentului civic, a rezultat un total de 21,7 hectare în categorie de folosință pășunului. 217 hectare, scuzați. Ce au fost atribuite cetățenilor comunei crescători de asumă contracte de închiriere. Cei care au închiriat pajele au obligația să întrețină, să curețe și să aplice îngrășăminte pe suprafețele de pășune închiriate în vederea menținerii și de facere pășunei comunale. La momentul actual există un număr de 14 contracte de închiriere a pajelor de către cetățenii de animale din comună. Vreau să vă spun că anul trecut, datorită timpului care ne-a presat și efectiv nu ne-a permis fizic, putem să o numim și ca o delăsare, da? Mai puțin cu interesare, ca să zic așa, nu s-au mai făcut controle. Asta nu înseamnă că în primăvară nu se vor face acele controle și asta nu înseamnă că dumneavoastră cei care ați închiriat acele suprafețe de pajiș, nu trebuie să dau de pășune, cum vreți să le numiți, nu trebuie să le faceți lucrările care trebuie făcute conform contractului pe care îl aveți încheiat cu primăria. Pentru faptul că dacă vin cei de la APIA și constată anumite lucruri, o să dați bani înapoi, o să vă interzică și dreptul de a mai concesionăm în continuare și o să aveți mult mai multe. La Orichești au venit cu teledetecția. Poftim? La Orichești au venit și cu teledetecția. Păi da, eu le spun ca oamenii să fie pregătiți. Uite, o complexare pe care m-a ajutat un doctor. Deci nu te joci cu ei, nu vă jucați. Am spus că noi nu v-am făcut controlul. Ce o problemă, prima amendă. Dar dumneavoastră vă ia pagii ăștia și dați și bani înapoi și pe cei nu numai de am lucru, și pe cei nu. Și nici nu mai primesc înapoi pășunul.
Deci de azi vă spun foarte multe atenție. Noi în primăvară vom veni, vă vom spune ce aveți de făcut și în cazul în care nu vă conformați, va trebui să facem cunoscut celor de la APIA și vă reziliem contractele. În fiecare an se va relua procedura de atribuire pentru suprafețele de pășune disponibile. Deja avem solicitări și azi la cineva, vor să închirieze pășune. Ați văzut foarte bine că am făcut-o în așa fel încât să nu deranjez crescătorii de animale autohtoni de aici, din comună, să aduc din alte părți. Cam au fost solicitări, a venit și mare și a venit doar unul cu treabă să mă feresc. Omul a venit cu bună intenție, dacă am pășune disponibilă. Și mai era, nu mai era, a spus că nu este ca să protejez crescătorul meu. Dar în cazul în care chiar nu avem și oamenii nu-și fac treaba și lasă pășunea să crească bălării pe ea, pune mă pe cineva care să o folosească și care are și nevoie de ea. Dar tot, ca să nu dau curs discuțiilor așa, că au curs atâtea discuții și atâtea răzi discuții pe marginea acestui material, cu primarul afaceri, tot făcut ca adres, ca întors, ca luat. Da, să vedeți cu doctorul și... Da, cu doctorul și mai și. Vă prinde mai rar de la cuțurile astea. În urma întocmirii amenajamentului silvic s-au identificat 201 hectare de paliște împădurit cu consistență peste 0,4 care va fi repartizat în regim silvic, va fi dat în panza ocolului silvic care la solicitarea noastră va marca, vom marca și vom pune, putea exploata masa lemnoasă. Deci este vorba de acolo și revin la aceea. Nu s-au făcut lucrările de întreținere pe pășune la timpul potrivit și au început să crească vegetația forestieră, adică asta, cu păcerii. La un moment când ajungi la 0,4, ăsta nu se mai dă voie de la silvic. Salut, îi faci cadastru și le-o dai lor în administrare și pază. Și tu va trebui să stai după pășunea ta cu aprobare, exact cum aveți dumneavoastră pădure și tăiați cu aprobarea ocolului silvic. Că altfel, dacă nu o facem, s-ar putea ca peste 10 ani să ne trezim că nu mai avem nici 50 de hectare eligibile, adică care să fie pășune. Alte activități. Pe lângă toate activitățile enumerate mai sus, încadrate pe capitole, am mai realizat și avem în vedere realizarea următorului activități și proiecte care nu pot fi încadrate într-o categorie anume. 1. Se vor continua fondurile europene, rugările de înregistrare sistematică în sectoare cadastrare a imobililor din extraordinarul Comunei Coțumanești, lucrare ce va continua și în anii următori. Suntem singura comună pe Valea Trutușului care avem implementat această activitate de cadastrare a terenilor extravilane. Noi suntem undeva la, pe Moca, ca să folosesc un cuvânt mai neauz. Așa, pe degeaba. Și suntem undeva cu lucrarea asta, undeva în jur de 65, chiar 70%. E un lucru extraordinar. Dar atenție, se face numai acest program, e pe programul guvernamental, se face, nu știu dacă iași din PNRR-ul, habar n-am, nu pot să spun ceea ce nu știu, se face numai la terenurile extravilane. Multă lume va da, la noi pe acasă nu ajunge. La dumneavoastră pe acasă nu ajunge niciodată. Acolo, la dumneavoastră acasă, este intravilan. Intravilan, îți faci domnitare, deocamdată. Ne apropiem de finalizarea planului urbanistic general, sperăm că îl aducează, o lucrare de mare amploare și foarte necesară, care a durat câțiva ani. Au fost multe probleme de rezolvat și anul acesta se va finaliza și aproba. Anul trecut a continuat întocmirea cadastrului pentru investiții și imobilii care au fost luați în inventarul domeniului public și am finalizat cu toate străzile și cu câteva obiective, dar operațiunea va continua. Așa, prin fondurile europene guvernamentale sau din bugetul local dorim să realizăm anul acesta și în anii următori achiziția și montarea unui sistem video performant în satele comunei, construirea unei case sociale și, pentru evenimente în satul Coțofănești. Vă spusese noi casă gen Urechești. Extinderea școlii din satul Bâlca, care este nevoie la școala Bâlca de cel puțin o sală de clasă, și amenajarea unui parc și la Tămășoaia două săli de grădiniță. Populația școlară este și preșcolară este în continuă creștere și va trebui să facem lucrul ăsta neapărat anul acesta până la începerea anului școlar.
și de amenajare în două parcuri în satele Bâlca și Tămășoaia. Realizarea unei zone de campare lângă pădure, am zis să facem zone de campare pe partea Bâlcii și pe partea Borșanului, cu acoperiș, cu ceva, betonat o pistă, cât să joace un fotbal cu piciorul sau un volei, și să fac un grătar. E bun venit, dar cât, cât o ține și cât o rezista, un vedea, dar știu cum un domn face, dar cât o ține. De asemenea, achiziționarea mobilă stradar, renovarea căminului cultural în satele Bârga și Tămășoaia, reabilitarea tribunelor și vestelor terenului de sport. S-a efectuat analizele privind calitatea apei pentru fântâni aflate pe domeniul public al comunului și pentru sistemul de alimentare cu apă, contract ce se reînnoiește anual. În primăvară și pe tot parcursul anului 2022, cu buldoze capătorul în dotare și cu beneficiarii de ajutor social, s-a curățat și s-au astupat gropele de gunoi, s-au toaletat și zvării pomii de pe marginea DN11A de la un cap la altul al comunei, s-a asigurat efectuarea curățenii și menținerea acesteia în toată comuna și pe tot parcursul anului. Menținerea drumului în stare bună, de asemenea s-au întreținut toate obiectivele și instituțiile din cadrul comune, reparat stații de autobuz, garduri, pardon, bănci, leagăne, vidanjare, fose septice, instituții, etc. S-a asigurat permanent în primărie ori de câte ori a fost nevoie necesar și s-a intervenit la incendiile pe raza comunei singur sau împreună cu pompierii ajut. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă s-au trimis felicitări familiilor din comună din partea instituției primăriei ca un semn de respect față de cetățenii comunei. Menționăm că toate aceste activități, proiecte și obiective de investiții au necesitat și vor necesita și în continuare multă muncă și fonduri foarte mari noi, urmărind fondurile guvernamentale și europene care apar pentru a le putea accesa și împreună cu fondurile din bugetul local să reușim să terminăm investițiile începute și să inițiem mereu investiții noi și necesare comunii cu zonești cetățenilor acestea. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. De-abia de acum, deci vă chibuiți că mai dura vreo oră jumătate să vă citesc. Începe pe fiecare cu un parte, nu cu un parte. Începând cu compartimentul cu contabilitate, și m-am spus mai departe cu cel cu matrimoniul social, cu cel al secretariatului, cu cel al central agricole, cu al inginerului la Camera Agricolă, al urbanistului, al taxelor și impozitelor și ei, dacă vreți să-l studiați. Eu am vrut să vă arăt și să vă readuc aminte ceea ce s-a întâmplat în 2022 și ceea ce, în mare parte, vrem să se întâmple în 2023. Toate aceste lucruri au fost posibile numai unei bune colaborări între instituțiile de pe raza comunului și, în primul rând, între instituția primarului și viceprimarului Consiliului Local și cu compartimentele care le avem în subordine din cadrul Primăriei Comunei Coțofănești. De asemenea, să le mulțumesc tuturor șefilor de instituții descentralizate pe raza comunei. Mă refer la școală, în primul rând, la cele două cabinete medical și uman și veterinar, la poștă, la poliție, la poliție, da, la poliție. Așa. Să mulțumesc tuturor cetățenilor care s-au implicat și care au înțeles anumite lucruri pe care noi le-am solicitat și le-am dorit de la dumnealor. Am putut dau un exemplu așa ca să fie mai elocvent, dacă vreți. E vorba despre această selectare a gunoiului. Contează extraordinar de mult și contează foarte mult în primul rând și oamenii trebuie să realizeze și conștientizeze lucrul ăsta, că mulți nu fac lucrul ăsta, în privința costului. Costul gunoiului pe care ne-l ridică cei de la Romprest, prin contractul Adisului, în care și noi facem parte, suntem parte a acelui contract, depinde de cât gunoi reciclabil dăm noi, de cât gunoi selectabil. Cu cât dăm mai mult, cu atât puțin plătim mai puțin. Cu mai mult gunoi reciclabil. Ideal ar fi să nu dăm gunoi mult. Da, decât să-l vezi aruncat pe drumuri și pe văi și pe pâraie și pe nu mai știu pe unde, pe la dosuri, pe la colțuri, mai degrabă îl dai. Dar să-l dai reciclabil. Adică petul la petru, tia la hârtie, sticla la sticla și așa mai departe. Pentru molos și pentru aer, am pus la dispoziție acea
spunea general Spăriclan, care aveți vorbă. Eu acolo i-am trimis să ducă molăzi. Când ăia de la vreun prezumția mă lucru. Eu nu-i trimit de acolo să o ducă nici salteaorea, nici cauciucurile, nici barele la mașini și nici vata de la saltere. Clar, că oamenii nu înțeleg, e altă preabă. Cum să anumit primarul de vină. Eu nu stau cu pușca acum. Noi suntem toți în ședință, și Consiliul Local, și vicele primar, și oamenii mei mers aici. Acum se duce cineva și răstoană acolo gunoi neconform. Deci nu înseamnă că noi tolerăm așa. Am pus, am dat această posibilitate să punem acolo molozul și gunoaie care nu au, dar de regulă molozul, care e pământul și ce-o. Deci, despre asta e vorba și de asta le mulțumesc cetățenilor care au înțeles și le mulțumesc și celor care nu au înțeles, care probabil vor înțelege, că trebuie să înțeleagă, ca să folosesc câteva pleonasme la rând. Despre asta este vorba. Acum, să mulțumesc celor care sunt prezenți. Domnul director de școală, văd că nu este. La colegii trebuia să fie la ora 1 la Bacă. A lăsat informarea, dar... S-ar putea să fie, dar nu este. S-ar putea, da, la ora 1 sunt la Bacă. Ar vrea să fie. Adică văd din ce în ce mai puțin interes al instituțiilor de concentrate după raza comunei. Și asta nu e un lucru bun, e absolut deloc nu-i bun. În schimb, când au nevoie de noi, vin la noi. Cu tabele de semnat, cu tabele de stampilat, cu de autentificat, de ajutat. Nu se face așa ceva. În momentul când tu nu mă respecti și nu vii măcar să vezi ce discutăm despre... Că, de exemplu, acum puteam să discutăm despre, uite, cu domnul doctor despre gripa aviară și despre... porcină, nu? Bun. Discutam cu doamna ce mai facem cu virozele astea, la copii, la asta. Trebuie să știe comunitatea, că de regularitate să fie și cetățeni din sat, că noi am pus publică ședința. Să știe și ce mai discută și noi acolo. Băi, dumnătărea acolo, să întâlnesc, spun două, trei prostii, pe aia s-au pucă de băut și nu fac nimic pentru comună. Să vină și ei să vadă despre ce e vorba și cu felul cum ne implicăm noi în viața de zi cu zi, adică ne implicăm în așa fel încât să le fie viața mai bună zi cu zi, creându-le, bineînțeles, anumite condiții și facilități pentru a le fi mai ușor. Eu încă o dată mulțumesc dumneavoastră, mulțumesc întregul aparat al primăriei în frunte cu contabilitatea și sectorul de investiții. Am niște fete minunate, toate sectoarele, pe toate compartimentele, lucrez foarte bine cu ele, cooperez foarte bine cu ele. De aceea și realizăm lucruri. Și totodată sper că în anul 2023 să fim tot la fel de uniți. Nimeni nu spune că toată lumea la unison să ridicăm mâna sus când spune primarul, nu. Fiecare are dreptul să-și pună o părere, dar care să fie pertinentă, să fie argumentată și bazată solid pe anumite lucruri. Așa de dragul de a nu votez sau nu sunt de acord cu ceva, că nu-mi place de primar sau nu sunt în același partid cu el, sau că sunt în opoziție, e cea mai mare tâmpenie posibil. Pe care o consider eu. Și care, din păcate, se întâmplă în România. Nu. Pe argumente solide, da. Dar pe lucrurile astea pruierile sau pe lucrurile astea politice, politicianiste și populiste, pentru mine e... Adică ascult părerea omului, dar suveran este Consiliul Local. Majoritatea doboară minoritatea. Așa că... Da. Acum, permisiunea dumneavoastră. Domnul inginer, să trăiesc cu respect. Nu pot vorbi, sunt într-o ședință de Consiliul Local. Și puteți reveni mai târziu sau ne auzim. Bine, să trăiesc cu respect. O zi bună. Da, despre asta, acum o să-mi dați voie, domnul președinte, să prezint programul de dezvoltare economică și socială pe anul 2023, după care discuțiile, întrebările dumneavoastră și discuțiile care sunt, după care să procedem la celelalte puncte, pentru că vedeți că sunt destule și nu... și domnul operator, am înțeles, cameraman, am înțeles că vrea să ajungă la o ședință, la Căiș, la ora 3 și jumătate, am înțeles, nu? Acum, noi chiar dacă nu suntem în ședință, noi astăzi putem pleca.
închiderea o facem. Așa, proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor de dezvoltare economică, socială și de mediu al Comunei Cotroceni de Zăvăcău pe anul 2023. Nu mai vin cu preambulul legal și vin direct cu măsurile pe care. La punctul 1, trimestrială, ori de câte ori, ori este nevoie să situația unui pune, vor fi organizate adunări cetățenești pe sate prilejul care cetățenii comuni vor fi informați de modul cum a fost dus la îndeplinire obiectivele propuse și totodată vor fi stabilite noi obiective pentru perioada următoare. 2. Lunar, în cadrul ședinței Consiliului Local, se vor prezenta informații despre modul cum a fost soluționate de conducerea primăriei problemele ridicate de cetățeni din sectorul și audiență. Până, 3. Până data 30 martie 2023 se va acționa în încasare debiturile restante înregistrate la nivelul comun, atât de la gospodării cetățenilor, cât și de la persoanele juridice. 4. Se va urmări pe parcursul întregului an atragerea unui investitor pe raza comunei pentru crearea de noi locuri de muncă și suplimentarea bugetului local. 5. Se vor lua măsuri ca până la data 30 ianuarie 2023 să se repare toate drumurile comunale și intersătești în linia fondurilor pregătite la acest capitol. 6. Se va finaliza lucrările de execuție la investiția asfalt, drum comunal 116 din programul guvernanat PNDL 2, ceea ce a mai rămas, din ce spuneam, era câteva șanțuri pe acolo și câteva rigoare. 7. Se va acționa pentru desfășurarea lucrărilor pentru asfaltarea drumurilor locale în satele Coțovănești, Bâlca și Boșan. Cele neasfaltate, vorbeam de străduțe, ulicioare și ulițe. Se vor demara demersuri pentru clasificarea drumurilor intersătești și de exploatare agricolă și forestieră existente pe raza comunului pentru obținerea de fonduri pentru asfaltare. Aici numai o mică paranteză fac. E vorba de aceste drumuri care le avem de intersătești. E Coțofănești, Tămășoaia, Bâlca, Borșan și cam atât. Aceste drumuri trebuie clasificate, sau și cele de exploatare agricolă. Trebuie clasificate într-un catalog de clasificare la Consiliul Județean, dacă vrei ca să obții fonduri pentru, și să le bagi în domeniul public după aia, ca să poți obții fonduri pentru finanțare, mai ales fonduri europene. Că altfel nu obții dacă nu sunt clasificate. Deci, asta era paranteză pe care am pus-o fac. Demararea execuției lucrărilor pe programul POIM cu fondurile europene și alimentarea gazelor naturale al Comunei Coțovănești. Problema gazelor pe care v-am expus-o mai înainte. Se va acționa pentru demararea lucrărilor de investiții, canalizare și stații de epurare în localitățile Coțovănești, Borșan și Fărcan. Aici, v-am spus, nu depinde de noi în totalitate, aproape 10%. Eliminatul economic comunal, cel de care vorbeam, eliminatul economic. 12. Se va continua efectuarea lucrării de cadastrare extravila în terenul agricol în Comuna Coțovănești. 13. Se va acționa pentru obținerea fonduri urbanești pentru executarea lucrării de investiție, schimbare învenitoare la corpurile școală B și C, satul Coțovănești, școala Coțovănești, clasele 1-4 și școala cu clasele 1-4 Tămășoare. Deci e vorba cele două porturi de școală cu acea țigă veche de nu știu cât timp și nu știu în ce condiții, cât va mai duce. 15. Se va acționa pentru construirea două săli de clasă pentru desfășurarea în bunii condiții a procesului învățământ la școala generală cu clasele 1-4 Tămășoare. Ceea ce v-am spus mai înainte. 16. Se va acționa pentru construirea două săli de clasă la școala generală 1-4 Bârga. Acolo e numărul de una, să vedem, noi am pus două. 17. Reabilitare tribunii și vestiare terenul sport sat Coțovănești. 18. Se va prevedea fondurile necesare pentru renovarea exterioară fațadă la școala generală clasele 1-4 Bârca, Boșan și corpurile ABC și la școala generală clasele 1-8 Coțovănești. Am văzut că arată destul de neestetic, ca să zic așa. 19. Se va întocmi documentația tehnică pentru lucrarea de investiții în producere, încălzire centrală la școli de Bârca și Tămășoaia. Singurul școli care nu au încălzire centrală. 20. Se vor construi garduri metalice la școlile din satele Boșan și Tămășoaia. 21. Se va finaliza de documentația planului urbanistic general la Comunii Coțovănești. 22. Se va
de baranul clar, de investiții extindere, rețea electrică, iluminat public și local în satul Tămășoaia. 21. Se vor reabilita cămine culturale în satul Bârcă și Tămășoaia, izolare termică. 24. Se va întocmi documentația tehnică pentru construirea unui centru social-cultural în satul Coțovanești. Iar vorba de aceea, casele de evenimente, profil social, socială și culturală. O să vedem. 25. Limita, pardon, 23. Nu. Da. 25. În limita fondului în Băneță va achiziționa mobilier, parc și stradal. 26. Înființare, parc Sarburca. 27. Înființare, sar, parc Tămășoaia. 28. În limita fondului în Băneță va acționa tehnică de calcul și mobilier necesar primăriei, căminul cultural, școlilor din comună. 29. Amenajare, locuri, campare, statul Bârca și Borșan. 30. Extindere rețea alimentare a apusat Tămășoaia, Comuna Coțovanești, tronson, podul Tămășoaia, DN 11 ani. E vorba de aceea extindere de plan urbanistic general și de aceea extindere de sal la Tămășoaia, care va veni până în DN 11 ani, până acolo prin spun. Și automat își duce și lumina public și iluminat, îi duce și curent, să duce și apă. 31. Se va demara lucrarea de investiții asfaltare de un local, sat Bârca, zona Oglan, Biserica Bârca. 32. Se va demara întocmirea documentației tehnică, construire port trafic ușor pentru cartier rom, zona râului Bârca. 33. Construirea unei capele la Bisericile Coțovanești, Bârca și Borșani. 34. Se va aloca suma necesară pentru finalizarea lucrării, construire de nou cimitir coțofănești la biserica, la biserică și la coșul, la cimitirul la coșul, să facem un gar ca acolo, nu de... O facem cu mulumari de astea de cărtun și așa mai departe, care să nu fie tentanți de a fi furați. 35. Se va aloca suma necesară pentru renovarea bisericii în Bârca. 36. Se va aloca suma necesară pentru montarea centrală tehnică, termică biserică Bârca. 37. Se va aloca suma necesară pentru plata burselor elevilor claselor 1-8 din Comuna Coțovanești. 38. Se va aloca suma necesară pentru închidarea camerelor video, monitorizare pentru supraveghere cu sobrenii în comună. 39. Se va avea în vedere că am întâlnit cu parcursul anului 2031, 2023, să se asigure o asistență socială corespunzătoare persoanelor care să se încadreze în prevederile legii și acordarea de ajutare sociale de alocații pentru susținerea familiilor îndreptățite, cât și luarea în măsuri de ocupare pentru copiii aflați în dificultate. 40. Se vor organiza evenimente cu ocazia sărbătorilor de an școlar, cât și a zilor de 8 martie, Ziua Unirii Eroilor, sărbătoarea recolte. Se va, după 41, se va urmări ca împreună cu poliția locală să se asigure ordinea și liniștea publică pe raza comună. 42. Prin grijă, secretarul prezidentului autorității, se va comunica instituțiilor abilitate și se va afișa la sediul primării Comunii Coțovanești. Am ăsta a fost gândirea noastră, sau puțin gândirea mea expusă în fața dumneavoastră, în ceea ce privește dezvoltarea economică și socială a comunei pe anul 2023. Cu siguranță că nu se pot întâmpla toate astea aici, nici n-ai cum, dar totdeauna e bine să le pui, că nu se știe niciodată ce, de ce fonduri mai poți, sau știu ce programe nerambursabile mai poți prinde prin programe naționale, programe europene, Bancul Mondial și așa mai departe. Deci sunt bine depuse, dar de regulă care au fost puse s-au cam realizat. Și ăstea care sunt aici sunt realizabile. E vorba de asfalt Tămășoaia, e vorba de gaze, e vorba de extindere la Tămășoaia, rețea de clasele, se pot face. Sunt lucruri care le putem face. Asta este, dacă nu ați putea veni cu completări sau și eu cu neînlămuriri, cu adăugiri sau știu cu ce vă mai interesează pe dumneavoastră. Domnul președinte, vă rog cum o să... Dumneavoastră vă erau deja cunoscute toate obiectivele care au fost expuse în raportul primarului, pentru că noi le-am analizat la timp și pe îndelete de fiecare și toate aceste obiective care au fost realizate au fost aprobate în ședințe ale Consiliului Local din anul trecut. Dacă dumneavoastră aveți de adăugat ceva,
referitor la raportul lunarului sau privind proiectul de hotărâre privind obiectivele de dezvoltare economică, socială și de mediu pe anul 2023, obiective care, dumneavoastră știți că la timpul potrivit noi deja le-am aprobat în ședințele din anul 2023, majoritatea din ele au fost aprobate și noi le-am discutat de atât timp. Dacă aveți ceva în plus de adăugat la aceste probleme, vă rog să vă scrieți la cuvânt. Da. Cine mai are de adăugat ceva sau ceva propuneri privind nelămuriri. Sau nelămuriri care sunt privind proiectul de hotărâre așa referitor la obiectivele de dezvoltare economică socială și de mediu pe anul 2023. Dacă sunt probleme, vă rog să dacă nu sunt, atunci Comisia a vizit favorabil. Da? Deci, mulțumim, atunci supunem la vot. Cine este de acord cu raportul primarului și cu proiect de hotărâre privind obiectivele de dezvoltare economică? Da? Mulțumesc. Se abține ceva împotrivă? Nu. Atunci, în unanimitate, au fost aprobate și trecem la punctul 3 al ordinei de zi privind proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2023-2024. Vă rog să o citesc dumneavoastră, că eu am obosit. Așa, aici sunt o groază de lucruri care, mă rog, o să mai sar peste ele, atât zic, o să citesc, referat de aprobare la proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pe raza Comunii Cotrobănești în anul 2023-2024. În conformitate cu prevederile ordinului 621 17 din 9-11-2022 a Ministerului Educației privind organizarea învățământului, presupune aprobarea de către autoritățile deliberative, adică consiliile locale a rețelei școlare anterior în cei 9 ani școlar. Aprobarea se face cu avizul conform al inspectoratului școlar și cu adresa numărul 11.311 din 22-12-2022 a inspectoratului școlar Bacău, care emite avizul conform fără observații la propunerea noastră și solicită emiterea hotărârii de Consiliu privind aprobarea rețelei școlare pe anul 2023-2024. Având în vedere cele mai sus, primarul comunei supune aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre cu rugăminte de a avea aprobat astăzi, 31 ianuarie 2023, în ședința ordinară a Consiliului Local Comunal. Nu mai dau citire și raportului de specialitate și adresa primăriei față de școala respectivă privind toate unitățile de învățământ, doar atât să spun că avem în comună 4 unități de învățământ, școala gimnazială Coțofănești, școala primară Bâlca, grădinița cu program normal Vorșan, și școala primară Tămășoara. Acestea sunt toate unitățile de învățământ care există pe raza Comunei Coțofănești, pe care dumneavoastră bine le știți și au fost aprobate funcționarea acestora și în anul școlar în curs. O să dau o citire proiectului de hotărâre fără preambul. În temeiul articolului 129 aliniatul 2 litera D aliniatul 7 litera articolul 173 aliniatul 1 litera D și aliniatul 7 litera articolul 196 aliniatul 1 din nou G 57/2019 privind codul administrativ, Consiliul Local propune. Articolul 1. Se organizează rețeaua școlară pe raza Comunei Coțofănești, județul Bacău, valabilă în anul 2023-2024, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Ce vă citeam mai înainte, care sunt unitățile școlare. Articolul 2. Prin grijă secretarului comunei, prezenta hotărâre se va comunica instituției prefectului județul Bacău, primarului Comunei Coțofănești, inspectoratului școlar județean Bacău, unităților școlare de la aliniatul 1, biroului buget contabilitate din aparat de specialitate a primarului Comunei Coțofănești. Și aici sunt anexele la aceeași hotărâre. Dacă dumneavoastră aveți ceva de obiectat sau dacă aveți alte propuneri privind organizarea rețelei școlare pe anul 2023-2024 în
Comuna Corsovănești. La această rețea școlară ați auzit la domnul primar și proiect de hotărâre privind realizarea la iar două săli de clasă la școala Tămășoaia, la școala Bâlca și a unei grădinițe la școala la Tămășoaia. De asemenea, să se realizeze la Bâlca și Tămășoaia un sistem de centralizat de încălzire pe care le-ați auzit și în punctele 1 și 2 a dezbătut de asta. Dacă aveți ceva în legătură cu acest proiect? Eu vreau să spun ceva, doar cu scuzele regoare, domnul președinte. Nu am obiceiul de a face observații sau de a critica o activitate sau o persoană sau un grup persoane în lipsă. Dar aici, la sistemul de învățământ, eu mă fac nevoit să vin și nu va fi prima dată, vreau să vii domnul director, să purtăm o discuție. Datorită comodității din sistemul de învățământ sau din la unitatea școlară care păstorește Coțofaniștiul, lucrurile nu merg așa cum trebuie să meargă. În primul rând, încep să fac două săli de clasă, la Bâlca și două la Tămășoaia. La Ștefan cel Mare am văzut că duce copiii la școală, îi aduce de la Bogdana, de la Grăbovanu, la Gutina și îi aduce la centru. Dar oare noi de ce să suprapopulăm cele două școli? Vorbesc că dumneavoastră veniți tot din sistemul învățământ, dar sunt director. De ce să suprapopulez eu două școli, unul patru, Bâlca și Boră și Tămășoaia, că peste patru ani o să zică că iar nu le mai ajung, nu cele două sări și ori mai trei ani. De ce să nu repune o școală Borșani în funcțiune? Mă, nu, cu clasele 1-8 dacă vor fi. Da, văd că acum se facem două schimburi aici, că se învață și planează la centru. Dar ce să nu răpune eu când am o școală funcțională, în care ai apă și înăuntru și grup sanitar, în care n-ai decât, parc lângă școală, în care și noi se suprapopulăm, să înghesuim copiii ăștia aici. Deci nu e în regulă. Un altul. Dar asta o să discut și cu doamna inspector general de la Bacău. A doua la mână este problema activitatea extrascolară, ca să o numesc așa, din afara orelor de program. Am înțeles, a fost 2-3 ani de pandemie, să rămână, nu s-a putut face activități, nu era vorbă voie cu apropierea unul de altul. Ăla au trecut și au profitat. Și de atunci nu mai spune de o sărbare de 8 martie, nu mai spune de o sărbare de... cu greu i-am scos la ziua eroilor și cu greu a venit când am dezvelit placa comemorativă. Iar acel program prezentat aici a fost ridicol. Copiii aia nu au avut nicio vină. Vină au avut cei care au venit cu ei. Total nepregătiți. Și a treia la mână, am uitat și eu și mă uit pe Facebook, ca orice consumator de telefonie și de Facebook. Băi, nene, la Căiuță noi avem directoare de aici, Hora Unirii, mă, în fiecare an. O Hora acolo de la curtea plină. Cu copii îmbrăcați național, cu drapele. Bă, la Coțovănești s-a întâmplat niciodată. Aici Hora, de unii nu au auzit de Unirii. Covină. Nu se poate așa ceva. Adică numai să venim, stăm 4 ore la școală, facem ce facem și vedem ce facem. Că ce iese produsul finit care iese mama lui. Da. Nu că ar fi eu prima dată vinovații găsesc părinții, după aia pui cadre didactice, după aia. Sunt mai mulți factori. De ce să încriminăm? Dar implicarea asta a noastră, să facem câte ceva frumos, nu se poate. N-am făcut de ziua Unirii, când e Unirea Mare. Pentru 1 decembrie. Bă, dar nu o faci nici de Unirea Mică, că noi suntem de aici, din Moldova. Zic să nu o fac aia din Transilvania, că n-a avut nicio treabă cu Unirea Mică. Dar o respect. Bă, dar tu nimic, mă uitam, uitați-vă, bă, ați văzut la Căiuță? Extraordinar, toată lumea... Super, bă, tu din palme, bă, frate, la Coțofănești ce? Păi dacă n-am mai cerut-o să mai facă sărbări de sfârșit de an, n-am mai făcut. De pom de iarnă, ca să mai primească și copilul acolo bombanul, un pachet, nu am mai făcut. Băi, nu se poate așa ceva.
Numai să venim să facem act de prezență. Eu nu zic că ei sunt nepregătiți în cadrul dat. Nu sunt eu în măsură să evaluez. Nici să le văd competențele, dar se văd în rezultate, din păcate. Eu nu pot să faci așa ceva. Eu pot să fie domn director, mie nu mi-e frică, știți că sunt foarte asumat și responsabil în ceea ce spun. Nu mi-e frică nici de cadrele didactice, vor sări în sună și domn director, dar este un adevăr pur pe care nu trebuie să-l tratăm cu indiferență. Absolut. Deci activitatea școlară la Comuna Coțocănești n-au ce face când ești la ziua eroilor. Și atunci e un mare chem să aduce. Dar în rest, pentru, adică știe că mă supăr și care. Dar în rest, Lebea, nu așa, așa ceva, eu nu sunt de acord și voi purta o lege. Că n-a venit azi la ședință, înțeleg. N-a venit că are probleme la inspectorat. Dar faptul cum se desfășoară eu chiar vreau să porc cu domnul director discuția asta înainte. Am zis că mă găsesc cu două, trei zile înainte cu el de ședință. Se poate eu chiar așa, Comuna Coțofănești, care va avea, atenție, și am curaj să pun pariu, peste 10 ani va avea cea mai mare populație școală din toate comunele după Vlaia Totușului. Datorită creșterii, că suntem pe pozitiv. Și acum suntem. Vă mai spun o chestie, uitați-vă la INS-ul, la ultimul meu. Comuna Coțofănești are 3.200, dar spune, iar cum, iar Orichieștiul are 3.600 de locuitori, 3.400. Fraților, îi devansăm pe ăștia imediat. Ștefanul, care la un și noroc, ăsta Căiuțul, e în cădere liberă. Noi, Orichieștiul, peste 2 ani de zile, vor fi inferior numeric nouă. O să-i aduc aici. Nu contează acum, nu contează acum componența demografică. Bă, dacă locuitori, îi depășim. Că zică cineva, a, băieți, din ăia. Bă, soare asta. Ce contează? Este câțiva ani o să-i aducă la 5-8 aici? Este câțiva ani îi aduce la 5-8 de la Coțofănești. Eu de asta țin de aceste unități școlare, să le pun pe picioare, să le întrețin. Și aia de la Borșan și astea două corpuri de aici. Pentru că aici va fi centru școlar. Ascultați ce vă spun eu. Bun, le-am spus la colegii mei primari și începe, hai băi, ascultați ce vă spun eu. Nu durează. Bă, 10 ani vă dau atât. Dacă voi nu aduceți copiii la Coțofănești, bă, clipați. Și de asta spun, adică haideți un pic să se vadă, fraților, că se vrea, că se muncește, că suntem preocupați de alte activități, numai de alea cât face 7-8. Sau uneți munții Carpați, că nu știu. Dar îndrept munții Carpați, nu știu. Nu cred că situația s-a mai deteriorat din cauza faptului că e mare fluctuație a cadrului didactice la Coțofănești. Au rămas 3-4 candidatici care sunt titulari de ani de zile. Restul azi vin, mâine pleacă. Și cunosc situația, sunt profesori care fac la 3 și chiar la 4 școli. Ca să aibă o catedră. Au un număr foarte mic de ore. Și aici vin o zi pe săptămână, sau maxim. Că eu domn director, și cum sunt în aceeași oală cu mine? Aceeași cu fata asta, ei, contează. Băi, fraților, orice unitate, orice firmă, orice... contează cel ce o conduce. Cum e șeful așa să se angajează? Ascultați-vă spune. Șeful e dezinteresat și de aia și... așa e și... abia așteaptă subordonații să nu... Asigurăm naveta aproape 1 miliard din ăla. Și dăm 1 miliard la navetă. La navetă pe an. Nu-i din bugetul local, că nu suportă din sumele defalcate. De asta vă spun, sunt foarte mulți navetiști care nu sunt aici. Păi da, și noi asigurăm, îi tragem din bugetul ăsta și le asigurăm. Dar dacă nu le dau banii pe navetă, le dăm judecată. Le dăm judecată. Nu ce în instanță și decădurează. Da, dar nu ne-a mai dat. Da, eu atâtea asta am pus să fac și cred că îți dea de acord toată lumea cu mine. E un lucru care se întâmplă și este, din păcate, nevoie. Trebuie să avem o discuție. Da. Trebuie o discuție mai aplicată cu dumneavoastră și... Eu cred că ar trebui să-i facem o invitație la o ședință. Da, 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 absolut. La următoarea ședință. La ședință. La ședință. Asta se amțesc, că e absolut motivat. Dar la următoarea ședință putem să chemăm, să punem un punct o analiză. Corect, mi se pare absolut normal. Puteți face un dosar? Bună, uite așa, școala românescă Coțofănășteană, încotro.
Semnul întrebării. Bă, încotro ne ducem. Da. Și rezultatele la să-l dori. La ultima prezentare, rezultatul a zis că mi s-a spus că am avut 4 elevi care au luat nota peste 5 la admitere, la capacitate. E o rușine. Care v-a spus, acum, primul factor, e familia, acolo e clar. Mulți vor să zic că e scadere, dar ce nu? Eu zic că e familia. Ai părerea? Da, aici e greu. De acord. Al doilea factor responsabil e scadere, da. Dacă el vine acasă, nu pui la nimic, a venit cu la aia, bate țurca pe drum. Vine fără nimic. Primul factor care destabilizator sau... Da, e familia. Pe noi îi primesc rechizite gratuit și vin la școală și fără rechizite și fără cărți. Fiind cum ele buzunare. Dar le dăm acum așa bursele, au venit 9 miliarde, o să vedeți acum. Dar ce nu le dăm? 9 miliarde de lei. 9 miliarde de lei, mă oameni. Bursele. Cu 9 miliarde fac 2 km jumate de asfalt, vă dați seama. Păi cum se dă și la plastic aici? Da, da, da. În loc să muncim, păi avem nevoie de plastic. Da, 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 da. Nu, și dacă nu le dai multe, te bagă la infracțiune dacă le dai bani. Te bagă la dosar penal. Deci nu, nu e așa că vrei. Și aici durați aprobat. Sunt trei feluri de burse. De burse. Bursa de merit. Bursa de merit. Burse sociale. Burse sociale și bursa de... Le-am acceptat ca să fie funcțional. Să fie ceva... Da, am deschis paranteză, dar eu am închis-o, e gata, am spus ce am avut de spus. Da, atunci, dacă mai ales ceva am spus, atunci comisier, e avit favorabil, supunem la vot. Cine este pentru? Da, mulțumesc, împotrivă, dar ține cineva? Nu. Atunci, în unanimitate, deci s-a aprobat proiect de hotărâre. Trecem la punctul 4 al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de gospodărire și înfrumusețarea comunei pe anul 2023. Da, ți-i 2023. Păi adică să spicuiască de aia astfel l-am și dat. Ai trecut cu același măsuri, cu punctul 4. Și sancțiunile bază aceleași. S-au mai discutat în seara. Sancțiunile sunt aceleași, nu s-au mai crescut. Sancțiunile sunt aceleași. Și atunci ce vreau să le aprobare. Asigurarea și păstrarea curățenii și ordine pe teritoriul comunei, până gospodării și acestea și respectarea norului de internet, constituie obligație fundamentală a conținutului local, a comunii, a instituției publice, care este economică, reprezentarea asistenței în internet, precum și a cetățenii. Organizarea, derularea și participarea asistenței de editare în sfârșit de lucrarea comunii de internet, pentru o obligație de conținutul local, comunii, și de lucrurile de comunii și pentru a măsurile de protecția spațiilor verzi. Să realizează un plan de interacționare de eficiență pentru viitoarea de interacționare de planul anual de toate de aici.